intelectual, valori din fiecare categorie socială. Ieri ați văzut că a fost o conferință de presă cu artiști de marcă, cu actori români cunoscuți. Astăzi aveți două mari vedete ale sportului românesc, doi fotbaliști de marcă, Rică Neaga și Viorel Turcu, doi oameni care au făcut cinste sportului românesc și fotbalului. Viorel Turcu a fost de 3 ori campion național cu 3 echipe diferite, a jucat, dar o să vă spună el cel mai bine, inclusiv la echipa națională. Rică Neaga, de asemenea, a jucat la FC Argeș și la Steaua, în echipa națională, în Coreea. Doi oameni care s-au alăturat echipei Partidului Ecologist Român, așa cum se vor alătura pe zi ce trece cât mai mulți oameni din toate categoriile sociale, oameni cu care noi ne mândrim și țara se mândrește și care, înainte de toate, sunt români adevărați. Și noi asta vrem să facem, o echipă de români adevărați care să țină cu românii, mai ales în aceste vremuri pe care noi le trăim astăzi, când vedem că din ce în ce mai mult este atacată suveranitatea națională, este atacată limba românească, când deschis televizorul mai nou au fost numai breaking news și lockdown, nu mai vorbim românește, nu mai simțim românește, cineva vrea să ne distrugă tot ce înseamnă tradiție, biserică, mai nou este atacată biserica, patriarhul României, nu se mai dorește să jure pe Biblie, cei de la USR atacă tot ce este românesc. Dacă vă uitați pe listele lor, și pentru asta vreau să trag un semnal de alarmă, ca românii să meargă să voteze Partidul Ecologii Români. Este singurul partid unde sunt românii care vor ține cu românii și care țin cu românii. Uitați-vă ce se întâmplă, uitați-vă la listele USR-ului, unde nu există niciun român pe listă. Uitați-vă ce fac, cum își bat joc de religia românească, cum nu mai vor să existe religie în școli, cum refuză să jure pe Biblie, cum atacă Biserica Românească. Am văzut discursuri ale oamenilor de la USR, de exemplu, care spun că nu mai trebuie să existe familie și trebuie să trăim în grupuri și nu în familii. De asemenea, oameni care atacă tot ce înseamnă intelectualitate. PSD-ul, pe de altă parte, epurează tot ce înseamnă intelectualitate, așa cum făceau comuniștii pe vremuri. Scot intelectualii și aduc oameni care au cursuri la SRI și în alte locuri. PNL-ul, pe de altă parte, împreună cu toată dreapta, țin românii în case, restrâng drepturi și libertăți, obligă să poartă mască, ies cu cazuri peste cazuri. O să ieșim în zilele următoare, inclusiv cu o dezvăluire pe care sper ca toți românii să o înțeleagă, și anume câți oameni au decedat în 2019 din diferite boli și câți oameni au decedat acum în 2020, spunându-se că decedează din cauza acestei pandemii. Pentru că românii trebuie să știe adevărul. Deci îi las pe cei doi prieteni și colegii ai mei să vă spună din suflet pentru ce au venit în această echipă și să vă transmită, să transmită românilor gândurile bune și de ce trebuie să iasă să voteze Partidul Ecologist Român. Rică? Eu primul. Vreau să-l bună ziua, în primul rând. Vreau, în semn de respect, să-l las pe Neviu să vorbească primul, dar acum, dacă mi s-a dat cuvântul, am ales să intru în politică pentru că am tot stat și m-am uitat, am privit în acești ani, după ce m-am lăsat de fotbal, în 2012, am privit așa să văd și am văzut cu mare regret cum țara noastră este, în primul rând, nu se ridică la nivelul celorlalte țări din Uniunea Europeană. Am ales să intru alături de o echipă care, în primul rând, au inimă de români și cred că este o echipă capabilă să aducă românilor zâmbetul pe buze, pentru că în ultimul timp merg așa și mă uit la oamenii care merg pe stradă și sunt foarte triști. Românii au devenit niște oameni foarte triști. În ultimul timp ni s-a îngrădit dreptul de a alege singur ce să facem cu viața noastră și de aceea m-am făcut să vin lângă această echipă. M-au întrebat câțiva prieteni acum câteva zile ce am de intru în politică. Cred că voi schimba eu ceva? Și am zis, nu cred că voi schimba, sunt convins, dar dacă stau acasă și nu încerc, cel puțin nu încerc să fac ceva pentru România, înseamnă că am pierdut o luptă. Cred cu tărie că în acest proiect al Partidului Ecologist Român
Și sper că împreună cu această echipă capabilă, care am plecat la acest drum, să putem să ajungem să facem niște, sau cel puțin să propunem niște legi pentru sport, în primul rând, pentru că noi venim din acest domeniu și vreau să vorbesc mai mult despre sport. Pentru că, uite, avem aici un mare jucător care a evoluat și pentru echipa națională, a făcut mândrie țării. Și nu există o lege ca după ce s-a terminat activitatea fotbalistică, care la noi la vârstă 32-35 de ani, cel mai fericit ca să termină, să dispunem de o pensie sau de un ajutor de la stat. De aceea sunt convins că vom reuși să facem aceste chestii. Fac apel pe această cale la toți românii care mai au mândria de a fi români și mai au demnitate și onoare în ei, pentru că ca pe data de 6 să iasă la vot și să voteze Partidul Ecologist Român, pentru că noi cei din această echipă avem mândria de a fi român. N-am ales, aveam posibilitatea să plec din România, dar n-am ales să plec din România pentru că am în suflet această țară și consider că este una dintre cele mai frumoase țări din Europa. Neavio! Mulțumesc, Grică! Bună ziua! Sincer să fiu, sunt emoționat când am primit un telefon de la domnul Cătălin Rădulescu ca să mă alătur acestei, să colaborez cu acest colectiv. Îmi face o deosebită plăcere și cred că a venit timpul românii să fie conduși de români și numai de români. Am făcut sport de performanță, aștept de 30 de ani o lege a sportului care încă nu s-a dat, iar, cum a spus și Rică, ca să luăm o rentă viajeră după ce ne retragem și poate mulți dintre noi n-au făcut o școală sau nu știu ce să facă, și nu s-a dat nicio lege. Dacă în cel mai rău caz îți aprobă dosarul la MTS pentru rentă viajeră, ți-l aprobă degeaba că trebuie să aștepți ca unul dintre cei care iau rentă viajeră să moară ca să vină rândul să iei loc. Așa ceva nu se poate. Trebuie să facem ceva. Vrem ca tinerii noștri, copiii noștri să aibă prezent și un viitor să asigurat, să nu mai bâșbâie în tuneric, să fie mândri că sunt români și țara lor se aliniază celorlalte țări dezvoltate care știți bine unde sunt față de noi. Ce să vă mai spun? Am și emoții și nici nu știu ce să spun. O să spun eu, da. Viorel, o să vă fac o mărturisire. N-am vorbit cu Viorel înainte, dar vreau să vă fac o mărturisire românilor, în primul rând, care ne privesc. Viorel Turcu, un mare sportiv, un sportiv de excepție, un sportiv care a făcut sport în vremea când, într-adevăr, se făcea sport, din cauza unei boli grave și a pierdut ambele picioare. Iată că astăzi este lângă noi și eu cred că ăsta este spiritul acestei echipe, ăsta este spiritul acestui partid, ca românii să înțeleagă că românii adevărați vin în această echipă ca să tragă un semnal de alarmă. Până la urmă, tragem un semnal de alarmă către românii adevărați. Eu nu cred că românii adevărați nu sunt în România, eu cred că sunt mulți români care n-au ieșit la vot, sunt mulți români care n-au avut ce să voteze, cred că sunt mulți români care sunt supărați, care sunt decepționați, care nu mai au speranță, care nu mai cred în politicieni, numai că aici nu mai sunt politicieni, aici este o echipă de oameni și de români adevărați care vor să fie altfel decât au fost politicienii până acum. Să refuze ca un politician să mai mintă românii, să refuze ca un politician să mai facă politică pentru ei și nu pentru români, să refuze ca resursele noastre naturale să mai fie duse către oameni care își bat joc de ele sau care să plece din țară. Să refuze ca ambasadorii din alte țări să vină în România să spună ce să facă românii sau să tranzacționeze resursele noastre naturale sau portul Constanța sau companiile naționale. Să refuze ca bătrânii noștri să mai fie ținuți în casă
în cazul din ăsta de pandemie, când bolile astea au fost totdeauna și bolile sunt în continuare și mor atâți, la fel de, mai mulți, la fel de mulți români cum au murit și anul trecut. Nu se justifică niciodată îngrădirea drepturilor și libertăților românilor. Nu se justifică ca limba noastră să se schimbe, nu se justifică ca biserica să fie atacată de neghiopi și de oameni care sunt trădători de țară și care vor să fie în politica românească. Nu vom accepta niciodată ca limba noastră, ca teritoriul național, ca suveranitatea națională, ca biserica, școala, sănătatea și românul să mai ia demnitatea. De asta această echipă luptă, de această echipă se consolidează pe zi ce trece, pentru că este o echipă românească care vrea să și care își dorește să țină la români, la români și numai la români, și românul să fie pe primul plan. Românul trebuie să-și recapete demnitatea, românul trebuie să fie în centrul atenției și România trebuie să rămână integră și unitară, așa cum am preluat noi de la strămoșii noștri, iar copiii noștri trebuie să trăiască în această țară, că de asta și eu, și Rică, și Viorel nu ne-am lăsat să plece copiii la facultăți în străinătate sau în alte părți, ci am preferat să facă școală în România și să trăiască în țara asta. Așa că, până la urmă, toate întâlnirile astea, toate conferințele pe care le facem, este de fapt un strigăt de alarmă către românii adevărați care până acum au refuzat să iasă la vot. 60% din populația țării votante n-au ieșit la vot. Eu cred că e momentul ca românii adevărați, care țin la familia tradițională, care țin la limba strămoșească, la țara asta, la pământul românesc și la tot ce se întâmplă, la biserică, să iasă. Eu sper că biserica românească înțelege că suntem singurul partid care ținem la această națiune și să fie solidară cu noi și toți oamenii și toți românii să vină la vot, să nu mai voteze pe cei care vor să scoată în pandemie văzând că mor atâția oameni și se îmbolnăvesc atâția oameni și să iasă împotriva lor la vot să voteze un partid care este românesc 100% și care vrea să facă lucruri bune pentru români. Vom continua cu această serie de și de prea prezenta în continuare alți oameni buni care au venit lângă noi. Săptămâna viitoare vom face cu o mulțime de medici care o să vedeți că o să spun adevărul în fața națiunii și nu ceea ce spun alții pe la televizor și adevărul adevărat și alți oameni buni și alți oameni de onoare și de calitate care au venit în această echipă. Vă mulțumim!